Caterina, îi spune, Irina, păi, fată, cât curaj poți să ai. Deși era și Hatice acolo. Și Irina începe să povestească, băi, inițial m-am pus foarte aproape de ei și le simțeam respirația și le simțeam cum făcea, gen că erau foarte agitați și m-au agitat și pe mine, dar am avut noroc că mi-au spus că nu mă văd în cameră, m-am mutat și am început să mă relaxez. Și da, am spus ceea ce am simțit, pentru că ei în această competiție, cine nu e cu mine este împotriva mea, întotdeauna creează conflicte, întotdeauna există în jurul lor tot felul de reacții negative și așa mai departe. Chiar mi-a plăcut de Irina în seara aceasta, mie mi s-a părut Extraordinară prin tot ceea ce a spus și, de fapt, este ceea ce simțim și noi de atâta timp. Exact, ăsta este sentimentul care ni-l transmit. Faptul că, dacă nu ești cu ei, ești împotriva lor și uh, nu mai reacții negative. Nu știu, sunt tot timpul pe fight, pe agresiune, adică pe pune. Nu așa se trăiește într-o într lume reală. Să fim serioși.